Acum 10 ani, o pendulă de împrumut bătea anul nou și zorii televiziuni. Îți amintești? Da, și atunci eram prea tineri ca să ne gândim la amintiri. Eram prea tineri ca să ne gândim că orice prezent devine cândva și un trecut. De fapt, ce știți dumneavoastră despre noi? Secretarul general de redacție s-a luptat cu cifrele și ne-a scris istoria. Am avut până acum 13.976 ore de emisie. E mult? Sau e puțin? În orice caz, asta înseamnă 584 de zile și nopți de program continuu. Pe 200.000 de scrisori primite de la dumneavoastră ne-au lăudat. Mai rar. Ne-au criticat. Mai des. Ne-au întrebat. Și ne-au propus. Anual, laboratorul nostru prelucrează 1.500.000 de metri de peliculă. Extragem din acest 1.500.000 tot ceea ce credem că v-ar interesa. Studioul nostru primește și trimite emisiuni întregi și reportaje în 40 de țări din 5 continente. În Antarctida nu există televiziune, a rămas rece la fenomen. Și acum un amănunt inedit, poate chiar și pentru unii colegi mai noi în televiziune. În schemă există și 3 posturi de alpiniști. Nu la emisiunile sportive, ci la serviciul carelor de reportaj. Sportivii amintiți se instalează pe cele mai înalte puncte ale Bucureștiului și ale altor orașe din țară antenele pentru transmisii. Dintre noi toți, ei sunt permanent la înălțime. Aveam impresia, obișnuit cu radio și cu filmul, că va fi o formalitate artistică obișnuită pentru mine, dar în fața camerei de luat vederi, am realizat pentru prima oară sentimentul marii răspunderi de a fi prezent în casele a câtorva milioane de spectatori. Am jurat însă că în emisiunile următoare nu vom apărea până să nu avem memoria scrisă. Textele care trebuia să le debităm, foarte bine învățate, dar cu o memorie scrisă. Aș fi curioasă a cui a fi fost ideea. Nu știu a cui, dar în orice caz era foarte bună. Cu o singură întâmplare tragicomică, întâmplată chiar mie. La următoarea emisiune, după emoția primei emisiuni, mi-am scris o poezie de vreo 12 pagini de hârtie pe care le-am înșirat savant la picioarele mele și pe care le urmăream foarte discret. În timpul emisiunii, însă din cauza căldurii reflectoarelor, toate paginile s-au adunat, s-au făcut niște suluri ininteligibile și imposibile de urmărit. Din fericire știam foarte bine textul, așa că am putut să depășesc momentul greu până când niște iubiți colegi din televiziune, în 4 labe, întinzându-se pe sub camera, au reîntins hârtiile ca să le pot citi. De atunci, asta e întâmplarea amuzantă, am știut că niciodată nu trebuie să mă prezint în fața telespectatorilor cu un text nepregătit perfect și se pare că colaborarea noastră de cei 8 ani din 10 a fost foarte fructuoasă. Mi-aduc aminte de Clubul Televiziunii, la care am colaborat împreună an de zile, apoi de cele 31 de emisiuni scrise de mine, de emisiuni transmise directe din teatre, scenele de pantomimă și alte lucruri care m-au legat strâns sufletește de televiziune și deci de telespectatori. Fișa teatrală. Numele: Petre Sava Băleanu, regizorul primei emisiuni de televiziune. Alte realizări: Inspectorul de poliție de Prisley, prima piesă a televiziunii, Rața sălbatică, Mutăr curaj, Sabia lui Damocles, 12 oameni furioși și acum un scurt interviu fără regie cu al 13-lea furios. Nu mă pot regiza fiind eu în fața obiectivului. În acești 10 ani, ce moment s-a impregnat mai mult de aici, petrecut aici la această masă de regie unde ne aflăm și acum? Pomeneai mai înainte despre Inspectorul de poliție. Este prima piesă pe care am regizat-o aici la televiziune și poate din pricina aceasta mi-a rămas mai vie în memorie o întâmplare, un moment prin care am trecut cu toții cei care am lucrat la realizarea ei. Chiar operatorul care mă filmează acum a suferit un accident, a trebuit să-l ducem repede la salvare și era limpede că el nu va mai putea lucra. Firește, emisiunea a avut loc, dar cu câte emoții. Dar nu ăsta era lucru cel mai interesant, iartă-mă că te opresc. A doua zi ne-am dus să-l vizităm și spre uluirea noastră, medicul ne-a spus că cu toată interdicția
care a fost făcută și a furat hainele de la garderobă și toată vremea a stat în fața televizorului așteptându-se la neprevăzut, la accidentul acela care ne va opri, ca să ia o mașină să vină să ne ajute.